oră, s-o stopat rând. Vă rog frumos, poate luați alte persoane. Rândul obișnuit mai repede, nu este decât la o oră. Acum eu întreb de șef, dacă ea îmi permite că noi... Eu am întrebat la dumneavoastră. La mine nu e legătură între un document. Îmi trebuie numai legătură. Nu îmi trebuie certificat, nu îmi trebuie nică. Eu vă rog și gramă n-am. Și spravă când dai de la ZAX, deci la dumneavoastră. De ce legătură? Nu am înțeles. Eu m-am căsătorit. Am divorțat. Hai partea asta, așa să mi-i explicat, dar la mine intră următorul, Petrov Tatiana. Nu, vă rog întrebați șefa dacă... Lepota Vecislav. Noi avem două ore de care așteptăm aici. Da, două ore, opt așteptăm. Soțul Vitalie, nu. Există un act de căsătorie în care este un nume desfigurat. Un funcționar a mâncat o literă. Pentru litera asta, eu acum trebuie să merg să dau în judecată, să reconstituie. Conform legii privind actele de stare civilă, toate modificările noi facem în baza actului primărgător. Actul primărgător cu o greșeală a funcționarului. Greșeală a funcționarului. Actul de naștere a doamnei nu există. Este forma 28. Care și nu-i devine cetățeanul, deocamdată autoritatea nu are astfel de acte. Mai departe. A fost și un război și al doilea și toate niște coincidențe. 28 că actul lipsește. Aveți la mână certificatul de căsătorie, unde doamna figurează cu numele Prascovia. Tot nu din vina cetățeanului. Nu-i din vină, nu-i din vină. Și tot actul de deces unde doamna figurează cu numele Prascovia. Și noi... Și puteți evident, elibera un act de deces cu numele Prascovia? Da, fără modificare, da. Fără nicio modificare, fără așa cum este. Da, atunci, dumneavoastră, na, căsătorie cu decesul, să aveți greșeală. N-o păi la căsătorie îți cer modificare. Dar nu aveți bază la ce? Nu aveți bază. Actul de naștere a doamnei lipsește. Deci ca să fac modificare la căsătorie, ce trebuie să fac? Trebuie să vă reconstituiți actul dumneiei de naștere. Dacă nu cal. Este. Nu este. Și prin calea judecătorească noi reconstituim actul. Ca această responsabilitatea să numi ori la domiciliu dumneavoastră, ori dumneavoastră unde aveți domiciliu? Sângire, Pipin. Înseamnă că ofițe ce sângire? Eu vă dau refuz oficial că dumneavoastră ați venit la mine, dar eu nu pot să vă ajut cu ștampila umidă, sub semnătura mea, și dumneavoastră vă apelați la instanță de judecată. Și când se fie reconstituit actul ei de naștere cu numele Parascovia, atunci la solicitarea reclamațiilor, cu cererea necesară, noi modificăm de pe actul de naștere dumneavoastră din para în căsătorie în prag. Des sunt astfel de încurcături? În fiecare zi.